Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Dacă sunteți pentru prima dată, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi noile notificări și bun venit pentru noi abonați! Vă mulțumesc mult pentru că ați ales comunitatea noastră, comunitatea care susține, încurajează și motivează persoanele care înaintează în vârstă frumos, elegant, sănătos. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ruth pentru comentariul ei, tare frumos, foarte frumos și pentru experiența sa pe care o descriem. Dați să vedem ce scrie doamna Ruth. M-am confruntat zilele trecute cu început de hemoroizi, dar nu am dat fugă la farmacie. Am aplicat ce am în casă, amestec de vazelină pură cu ulei de cătină, peste care am uns cu ulei de susam. Am continuat activitatea normal și starea s-a ameliorat mult. Dar și tineri se confruntă cu hemoroizii. Hemoroizii care au o cauză este ereditară, constipațiile cronice, ridicarea greutăților, graviditatea, sedentarismul, folosirea în alimentație a produselor condimentate, poate folosirea alcoolului, tot ce aduce la mărirea presiunii în zona anală, în vasele, în venele care irigă, care se află la planșeul anal. În cazul când tratăm hemoraizii și aplicăm și folosim în practică toate metodele care ni le recomandă medicina clasică și nu ne ajută, să aveți în vedere că cauza spirituală este probabil este cea mai importantă. Care au conflicte, care au griji, care nu au pace interioară, vor avea hemoroizi. Căutați și cauzele spirituale. În afară de ceea ce a aplicat doamna Ruth, vreau să vă dau încă trei recomandații pentru, chiar și pentru profilaxie, pentru menținerea sănătății în zona, în menținerea sănătății planșeului pelvian, ca trei sfaturi pentru prevenirea incontinenței urinare, pentru prevenirea prolapsului organelor pelviene, pentru întărirea venelor în zona pelviană pentru a preveni și a vindeca hemoroizii. Cel mai eficace sunt exercițiile fizice, exercițiile lui Kegel, care ne ajută să întărim mușchii pelvieni. Exercițiile se pot efectua și în pauză, și când stați la televizor, și de mers. Contractați și ridicați doar mușchii pelvieni. Nu, în exercițiul acesta nu sunt implicați mușchii abdomenului, a presului, doar mușchii pelvieni. Contractați și ridicați. Contractați și ridicați. Contractați anusul și ridicați. Repetați în 3-4 seturi, în fiecare zi, repetați de 10 ori câte 3-4 seturi. Dimineața puteți, la amiază și seara. Dacă vreți să cunoașteți că efectuați acest exercițiu corect, puteți să introduceți un deget curat în vagin. În relațiile intime, puteți să întrebați partenerul dacă mușchii vaginului se strâng bine. A doilea sfat este în fiecare seară de făcut dușuri contraste, duș cald, rece, cald, rece. Foarte bine ajută la întărirea tonusului mușchilor pelvieni. E de dorit ca aceste exerciții și aceste dușuri contraste să le aplicați sistematic pentru a vă implementa un obicei. Din practică, foarte bune rezultate sunt pentru vindecarea hemoroizilor, se folosește untul de cacao.
Untul de cacao în formă solidă se taie o bucățică, se introduce adânc în orificiu anal și, datorită proprietăților de emoliente a untului de cacao, venele din zona pelviană, din zona orificiu anal, se relaxează, se moaie. Aceste metode sunt perfecte de a ne menține în formă la orice vârstă, de a ne sensibiliza receptorii în zona intimă, în zona pelviană, de a avea o viață calitativă, de a avea o viață sexuală calitativă. Sper că sfaturile mele au fost utile și dacă aveți comentarii și dacă aveți ce comenta la tema aceasta, dacă aveți ce pune în discuție la tema aceasta, vă rog scriți în comentarii. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!